Astăzi este sâmbătă, 19 decembrie 2015 și mă aflu în orașul Buftea, unde particip la ediția a doua a expoziției Columbofile, organizate de către crescătorii afiliați la FCPR, membrii ai județelor Dâmbovița și Giurgiu. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre campionii zonei și ai României, o persoană foarte cunoscută aici în zonă, este vorba despre domnul Ioniță Gogu din Săbăreni. Vă salutăm, campionule, ce faceți? V-ați făcut treaba și în 2015, din câte mi-am dat seama, adică ați urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului și în 2015, nu? Da. Domnul Ioniță. E pentru mine al cincilea an consecutiv, care mă aflu în primii trei pe România la categoria viteză de mifont. La nivel național? La nivel național, trebuie, da, să specificăm asta, da? Da, la nivel național. Anul acesta, în 2015, am palmares viteză tineret, locul 2 pe România, care a fost și locul 1 pe provincie, care a fost expoziția la Constanța. Super! Și mai am încă un porumbel la Speed, tot așa, locul 3 pe România, la FCPR. Foarte bine, da, foarte bine, da, ca de obicei. Deci, mulțumit. Un an bun, nu? E bine că m-am menținut, adică de al 5-lea an care sunt în primii 3 pe România, plus că mult mai mulți porumbei în expoziție în primii 10 am mai mulți. Și totodată am fost de 4 ani în lotul olimpic consecutiv. Cupa continentală. Super. Performanță, da, deosebită, da, mai rară, da, într-adevăr. Da, am avut. Am și acum un frate bun care a ieșit locul acesta, da, 4664, care a fost locul 1 pe provincie. Acum e locul 2 pe România la palmares viteză tineret, care fratele lui a fost în 2013 locul 3 la demifond la olimpiadă, la Cupa Continentală, de fapt, la Bruno. Da, da, da. Deci am făcut alții. În fiecare an, da. Produceți alți porumbei campion, nu? Alții, da. Întotdeauna e bine că îmi păstrez linia, în fiecare an mai introduc. Ce ați mai introdus în ultimii ani? Da, acum mai nou am mai introdus ceva de Leo Heremans. Da. Am introdus tot așa. Și infuzați în ai dumneavoastră, nu? Da, încerc să bag tot în linia spate la progres, să vedem cum se pretează. Adică la zbor, la categoria care doresc. Eu mai mult numai viteză de mifond, asta, da. Anul 2015, cum vi s-a părut, domnul Ioniță, din punct de vedere al vremii, al organizării concursurilor, a fost un an mai dificil sau mai bun? Nu, a fost bun, dar în zona unde am concurat eu până acum, am concurat la Asociația Giurgiu. Din ce în ce număr de porumbei mult mai puțin. Mai mic, nu? Mult mai mic. Având un număr mai mare de porumbei, a și rezultate. Și am înțeles că ați intenționat să vă mutați la CNV? Da, da. Începând din 2016, vreau să concurez la CMB, la București. Sunt foarte aproape de București, deci eu până la crescătoria, la un centru din București, la crescătoria mea am jur de 10-15 km, tot așa am și până la primul centru, da, din Giurgiu. Și am zis să concurez de aici, fiind o concurență mult mai mare la București, da. Într-un an, sper, într-un an, 2-3, să mă ridic la nivelul lor. Dar de ce? Poate din primul an? Nu. Bine, o să fie distanța puțin, să zic, o să fiți, da, în spatele lor acum, nu? Da, sunt în spate, da, sunt în spate. Deci o să fiți cu 10-15 km în spatele, da, tuturor. Nu știu ce munca care o pretez la porumbei care, categoria care joc, eu cred că în 2 ani să fiu acolo, nu știu, să vedem, nu mai... Mă, nu, ce important e că sunteți optimist, da, și optimist, că vă doriți, da, foarte, da, mult să... Și ce-mi doresc, trebuie să... Să se realizeze, da, nu? Realizeze, da. Cam așa am fost eu. Deci una peste alta optimist, nu? Da. Pentru 2016. Mulțumesc. Și aici am fost invitat de Asociația Columbofilă Dâmbovița, de domnul Costea Victor. Am fost invitat să particip și eu, tot așa, cu un lot de 5 porumbei, care am adus lotul cel mai, care a fost și la expoziția pe provincie, să fim alături, să promovăm expoziția al doilea an și pe Asociația Dumnezeu, să o promovăm, să fim alături de ei, că așa e frumos, așa e frumos, să ne adunăm, să ne strângem cât mai aproape, știți, că suntem foarte aproape unii de alții aici. Și noastră, fiind un campion aici al zonei, sunteți, da, apreciați și s-a dorit prezența dumneavoastră aici. Exact, să fiu și aici, n-am refuzat și am zis că ați am renunțat bine la orice activitate aveam eu astăzi, zic să fiu aici, lângă ei, zic că așa e frumos. Eu, da, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, vă felicit, domnul Ioniță, încă o dată pentru rezultatele deosebite pe care le obțineți, da, an de an și cu care ne-ați obișnuit, de fapt. Da, mulțumesc. Și vă doresc în continuare multă sănătate și succes, da, în 2016.
cu stimă, toate cele bune!